Bună ziua și bun găsit de pe stadionul Steaua. Divizia Ursus a ajuns la etapa cu numărul 25. Începând cu această etapă, Divizia Ursus programează toate meciurile la aceeași oră, ora 18. ProTV a ales în această după-amiază să vă prezinte partida din Ghencea dintre Steaua și FC Național. Am alături de mine pe principalul finanțator al Stelei, este vorba despre domnul Gigi Becali. Bună ziua! Domnul Victor Pițurcă a declarat că dacă învinge astăzi Naționalul, Steaua este campion în 99%. Dumneavoastră, ce părere aveți? Aceeași părere o am și eu. De fapt, vreau să vă spun că, într-adevăr, astăzi e un meci la care am cele mai mari emoții. Chiar pot să-l asociez cu meciul din tur, când, într-adevăr, Steaua era la diferență mică de puncte de celelalte echipe de Craiova și am avut aceleași emoții ca și pe Național. Și am aceleași emoții și acum. Adică vreau să spun că e un meci la care am mai mari emoții decât la celelalte. Întotdeauna ați declarat că aveți gânduri mari cu Steaua în ceea ce privește reprezentarea internațională, UEFA Champions League. Vă pregătiți pentru sezonul care urmează. Știu că ați făcut ceva de mersuri pentru noi transferuri. Domnul Pițurcă a confirmat un nume, e vorba de Neaga. Bineînțeles, ne-am gândit la 3-4 transferuri, dar singurul jucător, Neaga, la care ne gândim acum, despre Dancea nu e nimic adevărat. Deja vorbeam cu domnul Păunescu înainte, acum o jumătate de oră, și făceam niște socoteli când jucăm primul meci preliminar în Champions League. Cum apreciați reacția celor de la FC Argeș după ce au aflat cam ce ofertă aveți pentru jucătorii lor? S-a discutat într-adevăr, ei au un pic de dreptate, s-a discutat într-adevăr de oferta de 700.000 de dolari și un procent de 25% pentru FC Argeș, dar ceea ce spune ei, de 2 milioane jumate, nu se discută. Ajunge Steaua în grupele UEFA Champions League? Poftim? Ajunge Steaua în grupele Ligii Campionilor? Vă dați seama că făceam calculele astea cu domnul Păunescu înainte și ne propunem asta și eu cred că o să ajung. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici transmisia de la marginea terenului. Dau legătura comentatorilor Felix Drăghici și Costi Mocanu. Meciul stă să înceapă.